făcut o convenție cu Mircea Dinescu, nu știu dacă și cu noi, am preferat să nu. Adică o convenție, în primul rând, cu mine însumi și cu instituția pe care o slujesc la nivel atât de mare. Nu putem să amestecăm lucrurile. În clipa în care voi închide, cred eu, cu mare succes mandatul la NATO, atunci voi putea să iau deciziile și să îmi comunic public deciziile cu privire la viitorul meu după munca la NATO. În acest moment ne concentrăm pe pregătirea summitului de la Washington, din iulie. Este un summit nu doar aniversar, 75 de ani de la înființarea alianței noastre, și un adevărat summit transformațional pentru alianță, pentru Europa și pentru lume. De aceea îmi fac datoria la locul de muncă și după aceea vom decide împreună care este calea de urmat. Deci răspunsul dumneavoastră în acest moment, pentru oamenii care așteaptă acel răspuns, candidat sau nu, este că încă vă mai gândiți. Am un imens sentiment al datoriei față de țara mea. Și indiferent de decizia pe care o voi lua, voi continua să-mi slujesc țara din toate puterile. Poți să faci în politică, poți să faci în orice altă poziție, dar încă o dată tot ceea ce pot să fac, tot ce am acumulat ca experiență, ca învățătură de minte chiar, inclusiv în politica românească, le voi pune 100% în favoarea națiunii mele și sunt convins că țara va avea un viitor foarte frumos pentru următorii 5, 10 sau 20 de ani. Ați avut o adevărată dezbatere politică cu Mircea Dinescu la prezentarea cărții sau așa? Da. Așa că o întrebare politică, chiar dacă vi se pare că insist, tot o să vă pun. Dacă se va întâmpla să luați acea decizie, așteptată de, se pare, nu puțini, care sunt șansele unei candidaturi independente în fața unei candidaturi sprijinită de un partid? Dacă îmi puneți această întrebare acum 10 ani, 15 ani de zile, v-aș fi spus că este imposibil pentru un independent să câștige președinția României. Numai că au trecut deja 35 de ani aproape de când avem alegeri în țara noastră. Și cred că am încercat toate variantele posibile și imposibile. Și spun asta fără niciun fel de participare a unei decizii pe care urmează să o iau câteva luni, că astăzi, pentru prima dată în 30 de ani, există condițiile create în publicul românesc, în românii de acasă și de afară, pentru a alege un președinte care să fie independent, inclusiv în sensul de a fi nedependent de partid. Pentru că cred că în acest moment oamenii s-au lămurit că este nevoie de cineva care să poată să unească națiunea, să lucreze cu toate partidele, fără să fie neapărat arvunit unui partid. Și fără să fie dependent chiar și de mașinăria de partid, pe care eu o prețuiesc și am condus PSD-ul. Știu ce înseamnă forța redutabilă a acestui partid, care este în continuare foarte drag. Dar în același timp, cred că românii își vor alege președintele și nu mașinăria de partid. Și faptul că alegerile prezidențiale, după tot această sarabandă a comasărilor, a decomasărilor, a anticipării alegerilor prezidențiale, arată într-un fel că partidele noastre își dau seama că aceste alegeri vor fi despre altceva decât mașinăria de partid. Ați simțit în rândul românilor o nemulțumire atât de profundă față de actualul președinte politic, fiind domnul Iohannis? Ce se întâmplă? Există în viața unei națiuni și în viața politică a unei națiuni, în cazul nostru al României, cicluri politice, cicluri istorice. Și încă o dată, nu este treaba mea să mă uit la ceea ce au făcut sau nu au făcut alții. Dar eu simt un singur lucru, că românii și româncele din țară și din străinătate își dau seama că este un moment de o importanță excepțională. Nu pentru că alegerile prezidențiale sunt cele mai importante, evident, din toată această suită de alegeri din 2024, ci pentru că momentul este atât de important. Și cred că românii și româncele își dau seama că ai nevoie în acest moment, moment periculos pentru țară, război în toate direcțiile, cu multe preocupări, de altceva. Deci, sunt absolut convins că aceste alegeri, în opinia mea, cred că din ultimii 25 de ani sunt fără îndoială cele mai importante alegeri prezidențiale. Și aici nu alegi doar un președinte, ci alegi practic direcția țării pentru următorii 10-20 de ani de zile. Alegerile din 2024 pentru președinte sunt extraordinar de importante. Și miza acestora ne va afecta pe toți. De aceea ce au făcut alții înainte este dreptul românilor să judece. Obligația mea ca lider este să mă uit nu înapoi cu mânie, ci înainte cu speranță. Mulțumim foarte mult. Asta este ceea ce...